Facem un episod de beauty în care vorbim despre zona de mindset și mă machiez în același timp. O să fac un machiaj care a fost requested foarte mult în ultima vreme de către voi. E acel smokey eye ciocolatiu pe care îl purtam anii trecuți, să spunem așa, și o să facem și un eyeliner deasupra. Let's get started! O să începem cu sprâncenele, folosesc ceara de la Baby by Lorraine, o găsiți pe Retro, și un creion de la NYX. Primul lucru pe care pe mine m-a ajutat super mult în 2022 pe partea de mindset a fost sportul. Believe it or not, a fost anul în care chiar am apucat serios de sport, gen din, cred că din ianuarie, februarie, ceva de genul ăsta, când am fost în excursia în Turcia. Am mers împreună cu Raul la sală, ne-am apucat de sport, țin minte că și atunci eram pe bicicletă și vorbeam cu Alina și cu Hamza, cu Ștefan, despre colecția capsulă pe care urma să o lansăm la Retro Future. Și a fost cumva așa un moment în care am zis, ok, pur și simplu trebuie să mă apuc de treaba asta, în primul rând pentru că mă ajută foarte mult la mindset, de-a lungul timpului am observat treaba asta. Oricând am așa cea mai mică urmă în care mă simt cumva că n-am chef de viață, n-am chef să fac nimic și crede-mă, genul ăla de zile chiar există pentru toată lumea. În primul rând că le accept, îmi dau voie să am așa o zi, două în care pur și simplu fac o baie, mă relaxez, citesc ceva, adică nu fac ceea ce ar trebui să fac în mod normal. Tot jobul meu care ține de zona de online și de branduri, e bineînțeles un avantaj faptul că pot face treaba asta și îmi pot face programul cum vreau. Dar I think the main message over here would be să accepti genul ăla de stare și să o lași să treacă. Probabil îți ia cam două zile, după care să te apuci musai de sport. Fie și gen stretching, nu știu, în casă, pe un yoga mat sau un pat sau așa. De-a lungul timpului sportul m-a ajutat foarte mult. Mi-am dat seama că îmi face cumva așa ordine în viață. În momentul în care am revenit din excursie, în excursie eram plecați cu mama și puteam să facem tot ce vrem noi pentru că mama stătea cu rock și în momentul în care am revenit acasă, ne-am apucat și am mers efectiv la sală. Acolo am început să mergem la sala hotelului, după care acasă în Cluj mergem la Fortuna Sport Center și ne-am apucat efectiv de sală super serios, gen 4 zile pe săptămână, cel puțin 4 zile pe săptămână în care mergi la sport și faci ce poți tu să faci. Dar sportul a fost unul dintre lucrurile care m-a ajutat overall în 2022. Azi o să aplic acest BB cream de la Nuo, probabil ați mai văzut la mine pe Insta Stories, pentru că avem și o colaborare cu ei. Încercăm să-l aducem și pe Infuse, pentru că îi place super mult lui Carmen și am făcut o nouă categorie de beauty pe Infuse. O să-l aplic folosind un burețel. Burețel pe care tocmai l-am primit într-un PR package de la Huda. By the way, să căutați și episodul nostru separat. E un 5-minute thing, unboxing, un PR package de la Huda. Următorul lucru care m-a ajutat super mult pe partea de mindset este această metodă a calendarului. Oricât de ciudat ar suna, e super simplu de făcut. Pur și simplu e două coli a patru. Pe una scrii 2022, pe alta scrii 2023. Important să faci la începutul anului, dacă se poate, dar dacă vezi video-ul ăsta în martie, aprilie, mai, iunie, nu e nicio problemă, încă poți face treaba asta. Iei pur și simplu lunile anului și le scrii ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, etc. Scrii sub fiecare lună ce ai făcut anul trecut, fie te uiți prin pozele din telefon, fie pur și simplu stai așa și faci o walk down memory lane și cerci să-ți amintești toate lucrurile super cool pe care le-ai făcut de-a lungul anului. Și o să-ți dai seama că dacă te uiți la anul care a trecut, nu-ți vine să crezi cât de multe lucruri ai făcut. În ianuarie 2022 probabil că nici măcar nu te gândeai că o să ajungi să faci toate aceste lucruri, nu știu. Și pe 2023, ca să ai puțin ajutor pentru zona asta de mindset și un lucru pe care l-am făcut și eu, a fost să-mi pun aceste goals, dar să le dau cumva o lună, un timp, un, nu știu, un pinpoint în timp, să zic așa. De exemplu, nu știu, vrem să mergem într-o excursie în Mexic, pentru că n-am fost în zona de America de Sud și e o excursie pe care o am pe wishlist de foarte multă vreme. Și am luat și am pus excursia în august. De ce? Pentru că atunci mă gândesc eu că s-ar putea să iau o vacanță și să merg în excursie. Și atunci m-am uitat ce am făcut în august anul trecut și ce vreau să fac în august 2023. Chestiile astea, metoda asta a calendarului de care vă zic, e super, super simplă de pus în aplicare și cred că în primul rând ajută și în momentul în care, din nou, nu ai chef de nimic, nu știi ce să faci, nu-ți găsești cumva locul și nu-ți dai seama de fapt cât de multe lucruri importante ai făcut în anul care a trecut. Pentru că nu le vezi, efectiv, pentru că nu sunt scrise pe foaie. O să aplic concealerul Faux Filter de la Huda Beauty. L-am primit într-un pachet de PR și îmi place super mult. Și venim on top cu pudra Cherry Blossom Cake Easy Bake.
Asta este pudra care mi se pare că face toată diferența și reziste toată ziua. Îmi place super mult. O să aplicăm și pentru acest machiaj și trecem mai departe. Atât m-am făcut maro, super. Acest Hollywood Contour Wand, care îmi dau seama că ar fi trebuit să-l aplic înainte, dar este ok, o să conturez doar puțin, așa pe margine. E un produs care se blendește atât de bine, îmi place super mult. Jawline. There we go. Și face treaba și își merită banii. Un alt obicei bun pe care l-am avut în 2022 și pe care încerc să îl cultiv și acum este cititul. Cea mai recentă carte pe care o citesc acum e limba engleză, The Spare, a lui Harry. Și am început cumva cu un audiobook, după care am trecut la carte efectivă pe care am cumpărat-o din Paris. Mi se pare că atunci când citesc în engleză, cumva am dezvoltat foarte mult vocabularul și e un lucru pe care vi-l recomand și vouă să-l faceți dacă încercați să învățați engleză sau orice altă limbă străină. Și în rest, I kind of keep up with tot felul de cărți pe care le am pe acolo pe noptieră, fie ele cărți de parenting, că pentru că am foarte multe și în zona asta, ficțiune sau alte cărți de dezvoltare personală. Îmi place foarte mult să citesc din zona asta, dar am și lucruri gen foarte random, gen citesc despre timp, despre bani, despre bănci, despre, nu știu, pur și simplu cumva vreau să acumulez cât mai multă informație posibil. Blush-ul de la Kylie Cosmetics, ăsta este Winter Kissed. Este un blush roz cu un subton rece care îmi place super mult. Pe asta chiar a reușit să mi-l ia Iua din New York și mă bucur super tare că iară nu-l găseam pe niciun de pe aici. Nu înțeleg de ce nu este nimica la noi din ce-mi trebuie. O să trecem la ochi și încep cu această bază de la Glossier. S-o aplic peste tot, like super messy. De asta nici n-am setat deloc zona ochilor, pentru că o să vin cu acest produs, să las puțin să se usuce. O să reprezinte baza mea de culoare pentru acest smokey eye nebun. Cu cât e mai messy, cu atât e mai bine. Sincer, nu prea există foarte multe reguli din punctul ăsta de vedere. Mergem și pe partea asta. Dacă nu ai genul ăsta de bază, poți să mergi liniștită și cu un creion simplu de ochi. În liceu foloseam, by the way, putem să facem un episod pe tema asta, cum mă cheam în liceu. Aveam două machiaje și alea erau toate. Foloseam un creion de la Ada, așa se numea brandul și care îmi place foarte mult în continuare. Era o nuanță ușor mai arămie, aveau și mai arămiu și mai ciocolatiu și le tot mixam și tot timpul mi-l puneam pe waterline. Că mi se părea că, și într-adevăr, pe bune dreptate, având un subton ciocolatiu, cumva îți dădea așa o nuanță, îmi scotea cumva verdele ochilor în evidență, mă rog, puținul verde pe care l-am și eu în acești ochi hazel. Mergem și dincolo și aplicăm sub ochi. Alt obicei din 2022 a fost să mă uit la știrile care într-adevăr contează pentru mine și care îmi plac. Mi-am făcut abonamente la Business of Fashion, primesc toate detaliile pe internet, The Economist, la care din nou mă uit așa overall la toate lucrurile care se întâmplă în lume. În rest, dacă mă uit la orice fel de alte știri, efectiv două zile nu mai ies bună de nimica și caut numai informațiile alea pe net, nu știu de ce fac chestia asta, efectiv caut informații, deși știu că mă întristează sau așa și mă intrigă în același timp și vreau să aflu. La fel a fost și cu știrile astea cu cutremurul și așa mai departe. Am share-uit și noi, am dat mai departe, încercăm să ajutăm, dar în același timp, aceeași treabă care s-a întâmplat și la COVID, această panică, intrarea generală, dacă și vouă vi se întâmplă, cel mai bine e să aflați ce se întâmplă în lume și după aceea să stați departe. Dar pentru creșterea voastră, overall, uitați-vă efectiv la industria care vă interesează. Pe mine mă interesează industria de fashion și de beauty și toate noutățile de care am nevoie le găsesc gen pe Business of Fashion, încă un cont de Instagram pe care o să-l punem aici pe telefonul ăsta mobil, că e ceva style.com, cred că, și mai un tip pe TikTok pe care îl urmăresc, Bernard, care efectiv se trezește dimineața și face cafeaua și zice gen două știri, pentru că doar două e în cap în 3 minute, două știri importante din lumea de fashion pe care ar trebui să le știi. Îl urmăresc, văd știrile astea importante, îi duci pe Business of Fashion și încerc cumva să mă setez și să urmăresc lucrurile care într-adevăr contează pentru mine. Să blenduim puțin această bază, pentru că s-a uscat deja, vedeți cât de ușor o blenduiesc, să rămâne pe loc. Deci dacă auziți pe fundal, dacă l-auziți pe rog, să știți că l-am lăsat dincolo cu Raul și sper că face un job minunat de parenting în a-l ține departe de episodul nostru de beauty până filmăm și noi. Evident că vrea să stea cu mine. Mergem mai departe și aplicăm orice fel de fard ciocolatiu pe care l-aveți la îndemână. Eu de obicei folosesc fardul de la MAC Swiss Brown Chocolate, însă astăzi vreau să merg cu un fard
și mai închis, Confident, din paleta Huda Beauty. Este vorba de această nuanță de aici și o să o aplic cu o pensulă. Hai să vedem, hai să facem, luăm totuși o pensulă flat și după aia mergem noi și blenduim. O pensulă flat random pe care o am. O să aplic peste această bază, presând ușor ca fardul să nu plece, având în vedere că noi am făcut baza înainte de orice. Baza, adică tenul, mă refer, gen fondul de ten. Am rezolvat un ochi, o să blenduim acum cu o pensulă curată și încercăm să facem această alungire a machiajului cu ce rămâne pe pensulă, just like that. Și la fel și pentru partea de jos, în general îmi place să fac un smokey care este efectiv serios, dacă nu vreți să faceți un smokey serios, sincer mai bine nu faceți nimic. Așa că îl prelungesc și în partea de jos și o să facem și celălalt ochi. Având în vedere că Raul a plecat până jos și noi suntem singuri cu Rock, l-am adus aici cu noi în episodul de beauty, dar cred că o să vă supere. Nu, acum. Aici, uite, poți să mă faci cu blush. Nu, dragă, nu ca Puffy, mai sus. Aici se face. Say hi, Puffy. Look there to the camera and say hi, Puffy. Faci ca Puffy. Foarte distractiv. Mama o să se facă acum cu eyeliner, bine? Nu. I'm gonna use the eyeliner, ok? No. No? Why not? Asta e efectiv răspunsul la întrebare. Și cum e motherhood-ul? Cum te descurci cu ce ai de făcut la lucru, având în vedere că de cele mai multe ori lucrezi de acasă? Ce mănânc? Iubești, ce mănânc? Uite aici, uite-te la mama. Uite-te la mama. Mă fac cu eyeliner. Da? Da. Să mă uit acolo în oglindă, uite-te la mama. Să folosim o oglindă, uite. Îmi ții tu oglinda asta? Da. Nu așa. Ține-o aici, pune asta jos. Nu. Bine, ține-o dacă vrei, dar ține-mi oglinda ca lumea. Nu-mi place asta, numai asta. Numai asta îți place, ok. Deci, mama, o să țin oglinda asta. O să folosesc eyelinerul meu preferat de la Benefit. În general, l-am pe cel negru cu portocaliu, însă acum l-am pe cel roșu. Puiule, te rog frumos, că m-am chinuit foarte mult la machiajul ăsta. Hop! Hop, hop, hop. No, ia pensula. Nu. Ba da. Nu-mi place asta. Ce nu-ți place? Nu-mi place asta. Păi tu ți-ai ales pensula, Doamne iartă-mă. Mami. Da, dragă. What's up? I'm in the eyeshadow, mami. The palette? The eyeshadow palette? No. Huda's gonna be angry with you. Mami. Huda. Huda Beauty. Huda Bubi. Bubi. Huda Bubi. Da, buba. Hai să vă zic un trick de mindset atunci când ești cu copilul. Cum să nu-ți pierzi răbdarea? Uite la ce mă gândesc eu, de exemplu. Momentul în care efectiv mi se pare că îmi pierd răbdarea și se întâmplă chestia asta de foarte multe ori, să-mi pierd răbdarea cu gălușca asta, mă gândesc că are gen 25 de ani, nu mai are chef să mă vadă, s-o plictisit de viața cu mama. Efectiv mă sună doar de Crăciun și plecat undeva la facultate și cât de mult mi-aș dori să mă întorc în acest moment și să am răbdare. Pentru partea de eyeliner folosim Dare Real Extreme Precision Liner. Îmi fac eyelinerul din liceu, așa că mi-e super ușor să-l fac, dar aplicarea se face ceva de genul ăsta, sau cel puțin asta este metoda pe care o folosesc eu când vine vorba de eyeliner. Să trasez o linie fix deasupra genelor. Și întotdeauna merg cu ochii deschiși, așa se procedează la self-makeup. După care vin din partea de exterior. Nu e ceva ce faci neapărat atunci când înveți, dar așa funcționează pentru mine. De unde aș vrea să se termine, sau aproape că vreau să se termine codița. Și trasez o linie care se unește cu ceea ce am făcut deja. După care trasez încă o linie de jos. Și se unește cu cea anterioară. Umplu spațiu. And that's that. Apropo de paralela cu... Finisez puțin și asta este eyelinerul. Dar era așa un trademark pe care îl făceam în fiecare zi și am să vă arăt cum arată.
mergem cu eyeliner și pe watermark-ul de jos și între timp vă povestesc, continuăm cu zona de mindset și cu ce vreau să vă zic cu această paralelă între metoda calendarului pe care v-am spus-o la începutul videoului și unul dintre episoadele sau cursurile Uranie Cremene pe care urmăresc din punct de vedere parenting, chiar mi se pare top și multe dintre metodele pe care le-am aplicat din cursul de parenting, efectiv, mi-au funcționat super bine cu Rock și funcționează în continuare. Spune la un moment dat că atunci când copilul trece printr-o nouă etapă, gen, nu știu, merge la grădini, merge la școală, pur și simplu se simte că nu e pregătit emoțional, se simte foarte lipit de mamă sau de tată și cumva e frică de acest nou pas și mi se pare că treaba asta e valabilă și la adulți. Lucrul pe care ar trebui să-l spunem de fapt este, gen, îți amintești atunci când ai început, cât de greu ți-a fost la început, la grădini sau la școală și cred că asta se aplică și la metoda calendarului, gen, îți amintești anul trecut cum era în ianuarie și cum te gândeai că o să faci toate lucrurile astea și îți dai seama cât de departe ai ajuns de atunci, cât de mult ai evoluat de atunci, gen din prima zi de școală sau din ianuarie anul trecut și cumva mi se pare că gen se adaugă pe lista celor 2-3 lucruri pe care ar trebui să le facem în fiecare zi, să spunem efectiv, să ai așa o listă cu lucrurile pentru care ești thankful, gen te trezești și spui, nu știu, sunt foarte happy că nu e război, nu e situație incertă, n-am trecut printr-un dezastru natural, că respir, că sunt aici, că, nu știu, să te bucuri de lucrurile astea pe care le vezi în jurul tău, pur și simplu, sau de micile progrese pe care le faci, dar sunt sigură că în fiecare zi poți să găsești 3-4 lucruri de care ești happy, dar pe care le ignori total pentru că te trezești dimineața, mult prea târziu, cu WhatsApp-ul plin de mesaje și toată lumea cere ceva de la tine. În primul rând ar trebui să te trezești puțin mai devreme ca să ai acel timp pentru tine. Gen, Raul se trezește dimineața și face acum sungazing și își dă seama cât de mult îl ajută treaba asta, pur și simplu să vadă soarele de dimineață. Pe mine mi se pare că mă ajută gen o cafea super bună, cafea pe care mi-o fac de dimineață, timpul petrecut cu Rock, să stăm împreună ca familie cu Raul și cu Rock înainte ca fiecare dintre noi să plece la lucru. That's that, you know. O să-mi aplic mascara. Asta e una dintre produsele mele preferate în ultima vreme, Tarte Tubing Mascara, deși foarte multă lume zice gen că, că nu face nimica. Bă, nu știu, pentru mine face. Fiecare. Și mi se pare că alungește genele și adaugă volum și le separă în același timp. Și it's perfect for me. O variantă mai ieftină pe care aș compara-o cu asta este Sky High de la Maybelline. La fel, super bun și sora mea era super mulțumită de el și eu l-am folosit o vreme și mi se pare super nice. Și astăzi, cu siguranță, o să folosesc acest lip gloss care se numește Goldie Lip Gloss. E genul de lip gloss de care mi se pare că e super obsessed lumea acum, gen shimmery. După care avem creionul de buze Muted Mauve, care sună foarte bine. O să începem cu creionul de buze Muted Mauve, lip linerul, care ar trebui să aibă o rezistență foarte bună. Asta este lucrul final, am ales să mixez aceste două nuanțe tocmai ca să vedeți cum arată. Se vede super bine shimmer-ul, se vedea super bine pe partea de sus înainte să le mixez. Overall, rujul mi se pare că este ceea ce spune, e satinat, e mat și se simte super ușor pe buze. Adică e genul de ruj pe care poți să-l porți în fiecare zi. Știu că multe persoane nu preferă genul de ruj care să fie gen lip stain și rezistă toată ziua. I hope you enjoy this beauty episode. Vă mulțumim că sunteți aici alături de noi pe canalul de YouTube. Kisses, a venit Rock!